lovitur de imagine Viorica Dencil pregătește un mega turneu internațional în cea mai bogată zonă a lumii. Ministrul de Externe, Teodor Mele, subliniere că nu, a anuncat miercuri, în Comisia de Politică Externă a Camerei Deputaților, ce a fost agreat o vizită a regelui Iordaniei în România, sublinierei ce se lucrează la un turneu al premierului Viorica Dencil în Arabia Saudită, Qatar, Kuwait, probabil sublinierei Oman, sublinierei Emiratele Arabe Unite. Mele subliniere că nu a subliniat, răspunzând unei întrebări a lui Victor Ponta despre riscul afectării relațiilor României cu Statele Arabe în contextul unei eventuale decizii de mutare a ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, ce preocuparea pentru dezvoltarea relațiilor cu lumea arabă este una dintre prioritățile programului de guvernare. Din acest punct de vedere, vă spun ce am reușit, sublinierea IT un lucru, organizarea unei comisii mixte cu Emiratele Arabe Unite, ocazie pe care am folosit-o pentru a organiza o întâlnire cu oamenii de afaceri din Emiratele Arabe, sublinierei cei din România, care s-a soldat cu câteva înțelegeri foarte interesante. Am vizitat patru țări arabe, Algeria, Tunisia, Maroc, sublinierei Libia. Punct, avem intenția, am discutat cu autoritățile palestiniene, pentru organizarea unei comisii mixte la București, sublinierei în acest an sau anul viitor, sublinierei sperăm să ne putem concentra pe câteva proiecte. Avem o vizită agreată a regelui Iordaniei în România, sublinierei lucrurile la un turneu al doamnei prim-ministru care urmează acela, sublinierei traseu ca sublinierei al dumneavoastră, Arabia Saudită, Qatar, Kuwait, probabil se vor aduga Oman, sublinierei Emiratele Arabe Unite, a anuncat ministrul de Externe. La acest or, s-a încheiat partea publică a audierii lui Teodor Mele, subliniere că nu în Comisia de Politică Externă, discuțiile continuând cu sublinierele închise.